și ora 10 a sosit, Nicu Bendea a venit. Nicu Bendea a apărut în fața dumneavoastră, cafeluța e gata. Eu n-am reușit să-mi fac cafeaua astăzi dimineață și așa că... Dar nu beau, numai vă arăt. O doză frumoasă de la prietenii de la Ciumbrud. Ce-au inventat ăștia? Că le merge mintea la albanezi. Acum piața e plină de vinuri. Trebuie să faci ceva ca să ieși în evidență. Ăștia au inventat vinul la doză. Fix un pahar, 250 de mililitri. Nu mai trebuie să ai veselă pentru asta, nu mai trebuie să răcești vinul nu știu ce frapiere. Pac, ai scos doza de la frigider, ți-ai turnat și ai băut. Unde mai pui că... Însă așa de bun prieten cu mine că dacă intrați să comandați de pe site vinul ăsta la doză, upside, și scrieți acolo, este un câmp de observații și dacă scrieți codul Nicu Bendea, aveți transport gratuit de la nu știu câte doze în sus. Eu vă recomand că vine frigul, un vinuț merge, acum nu mai e de bere, vă retrageți acasă, în intimitate, cu prietenii, o doză de vin nu strică. Nu strică, cum nu strică nici cafeaua, cum nu strică nici întâlnirea noastră de azi. Mulțumesc frumos de urmărire, de abonare. Frig, un pic frig, da? Inventatori mari cei de la domeniile Ciumbrud, că acum cuvântul la modă e inventat. A ieșit aseară doamna Dăncilă. Doamna Dăncilă, Viorica, nu v-a fost dor de ea. A ieșit la DigiTV și a spus că ea nu prea le are cu gramatica, a recunoscut că ea e de formație inginer, dar și domnul Iohannis, care e mare președinte, inventează cuvinte. Și a fost întrebată, dar ce cuvânt a inventat? Și a spus, giroscop. Giroscopul scuză mijloacele. Acum, doamna Dăncilă se vede că nu are consilieri în continuare. Nu are consilieri, dar giroscopul era inventat cu câteva sute de ani înainte de a pronunța acest cuvânt președintele Iohannis, care acum, apropo, a mers în Germania să ridice nu știu ce premiu pentru diplomație, pentru să-și ia premiu. Trece până în Germania, cu ocazia asta ia și o sacoșă cu ceva zacuscă făcută de maică, să știți că maică să stă în Germania și pune pe iarnă, că doamna Carmen Iohannis nu prea poate să pună, că n-are vreme, că e și profesoră și prima doamnă. Deci invenții, invenții pe toată linia și peneliștii încearcă să inventeze sau să se inventeze. Acum se fac listele astea pentru parlamentare, miniștri deschid listele până diverse județe. Au fost și ei câteva luni acolo în fruntea statului la guvernare și drept răsplată pentru oboseala, pentru osteneala lor, lista de parlamentare se deschide cu numele lor. E normal, după câteva luni îți puși acolo în frunte și o să stea după aia 4 ani pe banii noștri în Parlament, fără să facă nimic, să se certe cu ea din PSD. Mai sunt în PSD membri marcanți? Nu știu, și domnul Ciolacu iarăși a făcut o testare, iar a intrat la izolare, că în ultimul timp s-a întâlnit în teritoriu numai cu prieteni care aveau puțin virus de ăsta nou. Nu știu că, apropo de invenții, nu știu cine inventa statistica și recensământul, dar nouă numai nu ne iese. Ați văzut că ieri a fost o discuție mare. Câți infectații sunt în București? 3 și ceva la mie sau 2 și ceva la mie? Parcă vorbeam despre alcoolemie, alcooleție. E normal că nu interesează pe nimeni câți români suntem în viață, cât suntem în număr real în România, pentru că atunci când sunt alegeri, la noi votează bine, votează și morții. Da? Până una alta au luat și domnul Orban o măsură, iar o măsură categorică, să nu se mai țină nunți, să nu se mai facă botezuri. Ar trebui să intre și domnul Ludovic Orban în pat cu noi, să nu ne mai lase să facem... Nu poate opri el dezvoltarea demografică a României. Și în primăvară românii s-au înțeles bine unii cu alții și a fost o mică explozie demografică. Da, să vină copii pe lume, să se nască, că de asta avem nevoie. Că pe ăștia bătrânii știm și ne știm. Da, domnul Orban și el deschide lista la București. La Vrancea, Ion Ștefan, ministru grindă. Bă, ăsta o dată o îmbară, deși grindă o dată o îmbară. Și ca ministru o candidat acolo și de consilier, de șef la Consiliul Județului Focșani pentru Vrancea. Nu a ieșit, acum îl pun deputat, cap de listă. Să iasă și el acolo, să ajungă în Parlament, să nu facă 4 ani nimic, așa cum nu fac alții. Da, s-a lansat nou iPhone, ați văzut aseară? Tam, tam, pam, pam, iPhone 12. Băi, ce vremuri, domnule. Pe vremea mea, cum se zice, aveam un telefon fix. Aveam termin, țin că aveam numărul 771 300. Un număr frumos de telefon. Îl obținuse tata cu greu, că mama lucra la primărie și după ce m-a născut, iarnă, frig, nu știu cât au avut, vreo câteva luni numai concediu maternal, nu atâta de mare cum e acum, și mi-au luat, adică a insistat tata să pună telefon, că mai încet, un pic vă rog, mai încet. O insista să pună telefon ca să poată vorbi la județ, că avea de trimis și tot. Cu telefoane, mă, cu telefon. Degeaba le zici mai încet. Da. Și-a insistat tata să pună telefon ca să poată vorbi mama la județ, să trimită situațiile de la primărie. No. Și aveam telefon, eram singurii pe stradă care aveam telefon. Acum toți au telefon. iPhone 12, ați văzut ce chestii noi are? Sticlă, cea mai tare sticlă. Bă, zici că e făcut pentru drojdieri, telefon pentru drojdieri. Nu se sparge sticla, carcasa. Mă rog, când ai copii știi ce înseamnă. Că ăsta mic i-a scăpat telefonul lui maică-sa, nu numai că l-a scăpat, pac, jos, o mai și luat un ciocan și-o dat pe el. No. Deci să iau măsuri. Numai de vorbit la telefon, nu mai e aparatul din ziua de azi. Cameră 4K, filmează 4K cu 4 camere. Și în jur la 1000 și ceva de dolari. Păi e mai scump decât o chirie pe jumătate de an într-un apartament cu 4 camere în Cluj-Napoca. Da, asta e sticlă dură. Siri, este aplicația Siri. Vorbești cu Siri și te duce la destinație. Dacă ții telefon de ăsta cu Siri de ultimă generație și ceri să te ducă în România pe autostradă, o să te întrebe, ați dori să spuneți Germania? Asta este, 4 camere, 4K. Muzică, poți să asculți muzică la el, tastezi niște versuri dintr-o melodie și imediat îți dă înapoi ce melodie ai. Da, scump, frumos, iPhone 12, dar n-are căști și nu... Deci, ca să facem cutia mai mică, n-am pus căști și n-am pus încărcători. Firați ai dracu de zgârciți, că oricum câștigați o grămadă de bani de pe noi sau de pe voi care cumpărați aceste device-uri. Să fie cutia mai mică, n-ori băgat căști și nici încărcător. Păi te rogi de fiecare, n-ai un pic de curent, n-ai ceva să-mi dai să... Astea-s vremurile, se inventează cuvinte noi, se inventează telefoane noi și doze noi. Upside, de la domeniile Ciumbrud, intrați pe site-ul lor, vinul de Ciumbrud, sau găsiți voi și dacă intrați la mine pe Facebook, găsiți unde să intrați, cumpărați câteva doze și dacă tastați codul Nicu Bendea, primiți vinul cu transport gratuit. N-aveți nevoie de Siri. Auzi, mă, că am devenit și eu transportator. Cărăuși de vin la papilele voastre gustative. Atât pentru azi, miercuri 14 octombrie. Să ne vedem cu bine și mâine, joi de la aceeași oră. Nicu Bendea vă salută!